Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 12 iunie 2019. Învățături de la fruntașul cel tânăr și bogat. Toate aceste lucruri, i-a zis el, le-am păzit din tinerețea mea. Luca 18, versetul 21. Cred că fruntașul cel tânăr și bogat despre care ne vorbește Luca ar fi undeva pe primele locuri într-un clasament al celor mai religioși oameni din Scriptură. El ținea sau credea că ține toată legea. Vedem însă că este posibil să nu greșești cu nimic și totuși să nu faci nimic bun. Conform definiției, neprihănirea înseamnă să faci ceva ce este considerat bun. Noi însă am redus acest concept la a nu face nimic greșit. Rămânem fixați asupra păcatelor cu voia. Nu face asta, nu face cealaltă și așa vei fi un om bun. Asta înseamnă sfințenie prin sustragere. Păcatele de omitere, ce ai fi făcut, ce ai fi putut face, ce ar fi trebuit să faci, sunt cele care frâng inima Tatălui nostru Ceresc. Dacă ești părinte, înțelegi. Îți place când copiii nu fac nimic rău, dar îți place și mai mult când fac o faptă bună. Ai fost mântuit ca să slujești. Apostolul Pavel spune că Dumnezeu ne-a zidit în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit mai dinainte ca să umblăm în ele. Scrie în Efeseni capitolul 2, versetul 10 lucrul acesta. Dumnezeu are un plan special pentru viața ta, și anume, voia sa. Dar nu poți sta numai în defensivă, trebuie să te lansezi și în ofensivă. Nu se poate numai să nu faci fapte rele, trebuie să faci și fapte bune. Tu nu ai fost chemat să respecti reguli și tradiții, ci ai fost chemat să-L urmezi pe Domnul Iisus. Dacă îți pare rău pentru fruntașul cel bogat, nu ar trebui să simți asta din cauza a ceea ce i-a spus Iisus să facă, ci a ocaziei uriașe pe care el a ratat-o. Imaginează-ți că a refuzat 3 ani de practică împreună cu Creatorul, dar cel mai important, veșnicia împreună cu El. Renunțarea pe care i-a cerut-o Domnul tânărului bogat era nimic în comparație cu ce îi oferea Iisus în schimb. Din nefericire, el l-a spus nu, dar tu poți spune da. Și astfel vei începe să trăiești viața cea mai frumoasă cu putință.